În primul rând, îmi cer scuze pentru vocea mea superbă. Încă sunt un pic răcit. Trecând la subiectul din titlu, acum ceva timp am făcut un clip despre invidia malițioasă. Ce este invidia? Și vreau să subliniez un lucru foarte interesant, pe care îl simt. Vorbesc despre el pentru că efectiv îl simt. L-am simțit de la apropiați, l-am simțit de la prieteni, l-am simțit de la diversi. În general, invidia apare când o mână de oameni cam de aceeași teapă cu tine, da? Deci, 5 prieteni, dacă toți 5 sunteți pe la același nivel și unul din voi, brusc, are o chemare, o scânteie, răsare, trece de la angajat la, eu știu, om de afaceri, brusc ceilalți îl invidiază. În general, nimeni nu recunoaște invidia. Toți vorbesc despre invidie, dar când ei sunt invidioși, nu se văd, ceea ce este destul de nasol. De ce vorbesc despre invidie? Pentru că e bine de știut pentru tine. Că atunci când cumperi ceva, avansezi, vrei să crești, când te vei întâlni cu aceste emoții, cu aceste fenomene, să știi că e ceva normal. În general, nu vei fi invidiat de... Cum să zic, hai să ne gândim altfel. Câți dintre voi vă gândiți cu invidie sau cu ură la Bill Gates? Știi că e miliardar și cam atât. Nu prea te interesează. Cât se gândesc cu invidie din prietenii tăi la Elon Musk? Foarte puțin, nu interesează. Da, Elon Musk, da, miliardar, Tesla și atât. E bine, invidia cea mai mare, sentimentul cel mai puternic de invidie, îl simți când cineva ca tine, similar cu tine, o rudă mai tânără, nu știu, tu ești, ai 28 de ani și ai un văr de 22, care ăla rupe, face milioane, avansează și tu zici, bă, ăsta mic, vărul meu, ăsta, frate meu, nepotul, știi? Că zici, bă, cum? Cum a făcut el și eu nu pot? De ce l-a putut și eu nu? Atunci intervine un sentiment foarte puternic de invidie. Citisem la un moment dat o chestie foarte interesantă și așa e. Un cerșetor nu va invidia un om de afaceri, pentru că știe că e diferența colosală între ei, dar va invidia mult mai rău, adică sentimentul de invidie va fi mult mai mare, dacă există un cerșetor ca el, care merge în aceleași locuri, care face mult mai mulți bani. Acolo apare invidia. Invidia apare când cineva e tot ca tine, dar a avansat mult mai mult. Din punct de vedere financiar, cum să zic, invidia nu este doar la bani. Invidia care apare din cauza banilor, invidia care apare din cauza siluetei. Una e să fim amândoi slabi, două persoane, amândoi suntem slabi, suntem prieteni din copilărie. Tu faci 130 de kg, că mănânci haotic, nu ții regim, nu faci mișcare, fumezi și bei 2 litri de Coca-Cola pe zi. Și eu că sunt disciplinat, m-am motivat și sunt fit, sunt atletic, am 85 de kg, numai mușchi. Devine o frustrare și te gândi, bă, dar cum a făcut asta? Invidia, eu știu, invidia de foarte multe forme. Și invidia asta e... și mai nasoală atunci când lucrezi cu diversi oameni. Apropo de clipurile pe care le-am făcut legate de a nu face afaceri cu familia. Pentru că sunt multe, multe, multe emoții. O să vedeți toți cei care avansați și vă faceți firme, lucrați, treceți prin viață, că o să faci foarte multă treabă cu străini, mult mai multă treabă decât vei face cu membrii din familie. Dacă cumva veți colabora cu membrii din familie sau veți primi mult mai mult sprijin de la niște străini decât de la membrii din familie. Eu când am pornit canalul de mașini la început și nu era monetizat, era slab monetizat, abia luam ceva din YouTube, atunci cam erau mai prost plătite, aveam vizualizări mai puține, nu aveam sponsor, nu aveam magazin, nu aveam nimic. Deci făceam 1000 și ceva de euro pe lună și atât, pentru că nu monetizam cine știe ce clipurile și atunci erau și clipurile foarte tehnice, eram la început. Era mult mai mare entuziasmul meu, explicam efectiv ceea ce vedeam că vor oamenii să primească și efectiv atunci eu am oferit proporțional per clip foarte mult value, foarte, foarte mult value. Nu că acum nu aș face-o, dar livrez altfel conținutul. Atunci era un pic altfel, era și entuziasmul care a contribuit foarte mult. Și pentru că primeau oamenii mult value și nu-i monetizam, am primit foarte mult sprijin. Bă, frate, cu ce te ajut? Vin la tine. Lucrez la Orange, uite, îți fac cadou, nu știu ce. Lucrez nu știu unde, cum te ajut? Dacă ai nevoie de ajutor, sună-mă. Am primit foarte, foarte, foarte mult sprijin. Genul ăsta de sprijin sau de aplauze nu-l vei primi de la apropiați,
membrii din familie, pentru că la ei, fără să-și dea seama în mod involuntar, intervine un mic sentiment de invidie. Invidia asta este foarte periculoasă, poate că și eu, fără să-mi dau seama, poate că invidiez pe vreunul sau altul, deși nu în mod negativ, poate doar să mă motivez. E foarte bine să invidiez pe cineva la un mod, într-un mod pozitiv. Bă, uite, ăla a făcut cu tare. Cum a făcut? Ce a făcut? Ce a studiat? Cu cine a stat? Ia să mă împrietenesc cu el. Și despre asta o să fac un clip mai agresiv, care va deranja foarte mult, dar va trezi foarte multe minți. Dacă ești invidios și se naște în tine o ură, că ai vrea să faci și tu, că cam de asta apare invidia, că ai vrea să faci și tu, dar nu poți. Sau vrei, dar e greu, sau îți pui întrebări. Când apare sentimentul ăsta, bine să ți-l temperezi și să încerci să te împrietenești cu ăla pe care îl invidiezi sau cu ăia pe care îi invidiezi, ca să afli informații, să te deștepți. Dacă îi urăști din cauza invidiei, rămâi prost. Ei vor avansa și tu vei rămâne prost și nu o să știi nici măcar de ce. E bine să te gândești, bă, cum, de ce, care sunt factorii, ce face ăsta și eu nu fac. Să încerci să te gândești cum poți să avansezi. Genul ăla de invidie productivă este foarte bună. Ăla a făcut cu tare, cum pot să aduc și eu calitățile lui ăla să le aduc la mine, ca să evoluez. Lucru care nu se întâmplă, de cele mai multe ori nu se întâmplă. Din contră, apar povești, apar minciuni, chiar și prin media, peste tot, dacă căutați numele meu, o să găsiți tot felul de informații care sunt complet false, care de cele mai multe ori apar de la hateri care simt un sentiment puternic de invidie, care încep să răspundească minciuni doar pentru a denigra. Și nu doar în cazul meu, în cazul oricui. Asta este rasa umană, foarte invidioasă, și numai rasa umană, toate mamiferele simt un sentiment de invidie. Este mentalitatea crabului. Dacă n-ați văzut clipul cu crab mentality, doi crabi, dacă îi pui într-o găleată, unul e mai ambițios decât celălalt, ăla care vrea să iasă, primul va fi dobărât de cel care este jos, îl va trage în jos, nu îl lasă să iasă, îi strânge cu cleștii picioarele și dacă chiar încearcă să iasă, îi va reteza membrele. Deci, invidia asta nu este doar la oameni. Am fost la grădina zoologică, unde stau eu este grădina zoologică, merg cu fata pe acolo, cu fetița, ne plimbăm destul de des, m-am și întâlnit cu abonați, am făcut și poze, ne-am salutat, care treceți pe acolo. Așa, și sunt maimuțe, dai de mâncare la o maimuță, vine alta, îi dă o palmă care e mai mare, dă-te bă, iau eu mâncarea. Chestia asta nu este doar la oameni, este o chestie specifică de mamifer, care poate fi combătută, dar poate fi combătută doar dacă ești rațional, vrei să evoluezi și vrei să vezi cum să te perfecționezi. Și una dintre cele mai bune metode este să te împrietenești, să te apropii cu ăla pe care îl invidiezi și să afli lucruri, nu să-l urăști. Dacă îl urăști și îl invidiezi și le mori, îți crește pulsul când îl vezi, deja ai pierdut lupta, el deja te-a bătut fără să facă nimic. Am simțit de multe ori chestia asta, s-au îndepărtat destul de mulți oameni de mine, aparent fără vreun motiv, fără să le fac ceva. M-am împrietenit cu alți oameni, noi, care gândesc ca mine și pur și simplu m-au ajutat enorm de mult. Un om care m-a ajutat foarte mult este Cătălin. El avea o chestie de colaborare, i-am dat un mail, mi-a răspuns, ne-am sunat, ne-am văzut, gândeam la fel, am continuat să lucrăm împreună și uite așa, am primit de la el mai mult sprijin decât am primit de la orice alt prieten vechi sau membru din familie pe care l-am avut sau pe care încă i-am. Deci o să faci mult mai multă treabă cu străinii decât cu prietenii și cu familia. Motivul? Invidie. Nu vor să te vadă că crești mai mult decât ei, pentru că ei știu că tu ai fost acolo cu ei la același loc, la același nivel, tu ai depășit, ei au rămas jos, brusc apare sentimentul de invidie și pentru că li se creează foarte mult disconfort, ei în mod automat și inconștient se distanțează. Pentru că prezența ta generează disconfort. Am simțit asta pe pielea mea de foarte multe ori și este un lucru natural. Dacă ți se va întâmpla asta, este un lucru absolut natural, firesc, să nu te descurajezi, mergi mai departe, oricât de mult încerci să te mulezi, oricât de mult încerci să fii pe placul lor, nu merge. Ei simt invidie și invidia îi doboară. Nu la toți oamenii, dar la foarte mulți, din păcate. Sunt foarte curios dacă voi ați pățit așa ceva, eu clipul ăsta l-am făcut ca un reminder și să subliniez două lucruri. Faci mai multă treabă cu străinii decât cu familia sau cu prietenii și doi, nu va fi invidios pe tine unul care nu are, nu știu, nu va fi invidios pe tine un cerșetor,
Va fi invidios pe tine cineva care a fost ca tine. Sau un cerșetor va fi invidios pe alt cerșetor care duce un pic mai bine decât el. Lumea nu invidiază topul. Jeff Bezos face, nu știu, câteva mii de dolari pe secundă. Discută prea mulți în media? Îl invidiază așa mulți? Să, ai de cap? Nu. Exclus. El poate îl invidiază câțiva miliardari care vor și ei locul 1, 2 și nu reușesc. Invidia mare acolo, e sus. Ăștia de jos nu ne invidează pe Bezos. Te duci la un post și te pregătești și dai examen și dai admitere și ai experiență și vine unul care tu zici că nu e pregătit și îți ia locul. Pe ăla vei simți cel mai mare sentiment de invidie, că tu îl vezi inferior. Tu îl vezi că e ca tine. Tu te întrebi, la ce a făcut și eu nu. Acolo apare invidia. Ne vedem în următoarele episoade.